Binecuvântăm numele Domnului care merită binecuvântat în cer și pe pământ, acum și în vecii vecilor. Haideți să ne reamintim în câteva cuvinte cele parcurse până aici despre lucrarea Duhului Sfânt. Aminteam în prima lecție că Duhul Sfânt a fost profund implicat la creație și apoi pe tot parcursul istoriei în recuperarea ei. În Vechiul Testament a avut un rol fundamental în redactarea Scripturilor, în inspirarea celor care au scris ceea ce noi avem astăzi, legea, psalmii și profeții, și totodată a sprijinit cu putere pe oamenii care au făcut lucrarea lui Dumnezeu într-un fel sau altul, de-a lungul celor 4.000 de ani de istorie vechi testamentală. În Noul Testament, lucrarea Sfântului Duh a culminat prin lucrarea Domnului Iisus Hristos și a fost continuată în biserică, lucrare de care Duhul Sfânt, aș putea spune, că răspunde. Biserica și-a început și extins lucrarea prin lucrarea Duhului Sfânt. Apoi am amintit că la nivel de individ, Duhul Sfânt este cel care realizează nașterea din nou, luminând mintea și făcându-l pe om conștient de starea de păcat și respectiv de harul salvării oferit de Dumnezeu Tatăl prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Când omul acceptă pe Duhul Sfânt, el este gata să vină și să umple ființa. Omul care înainte fusese plin de toate stările rele, este golit sau dezbrăcat, cum prezintă alte imagini, și umplut de noua putere pentru ca omul să poată trăi după voia lui Dumnezeu, în comuniune cu Dumnezeu. Aceasta este călăuzirea Sfântului Duh. Ajungi în faza aceasta cu studiul nostru, în această seară, ne vom opri să observăm felul în care Duhul Sfânt lucrează prin darurile sale. Activitatea bisericii nu se poate face doar cu puteri omenești, pentru că este o lucrare supranaturală. Este nevoie ca Duhul Sfânt să convingă oamenii. Este nevoie să se dea dovada că această lucrare este opera lui Dumnezeu. Vorba lui Gamaliel, dacă ar fi ceva de factură omenească, s-ar stinge. Dar dacă e de la Dumnezeu, trebuie să se vadă. Și Noul Testament ne oferă câteva imagini, realități de atunci și învățături despre perspectiva ce va urma și ce a urmat de atunci, despre felul în care Duhul Sfânt lucrează în slujirea din biserică prin darurile sale supranaturale. Iată, de exemplu, ce este scris în Cartea Evrei, la capitolul 2, despre felul în cum au evoluat lucrurile în primele decenii. Citesc doar versetul 4 de la pagina 1175. În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor, a apostolilor și a continuitorilor lor, cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Toate aceste miracole și darurile în mod expres sunt ale Duhului Sfânt. El operează cu ele. Și după cum Domnul Iisus a avut nevoie de împuternicirea Sfântului Duh pentru a face lucrările care l-au dovedit a fi de la Dumnezeu, așa are nevoie și biserica. El spunea în sinagoga din Nazaret, reluând profeția lui Isaia, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia și celelalte lucrări enumerate, Luca 4 cu 18 și 19. El, dacă vă amintiți, și-a împuternicit ucenicii să facă aceleași lucrări. Ei s-au mirat și au spus, Doamne,
Demonii sunt supuși, cu alte cuvinte, puterea care este peste noi este superioară spiritelor care lucrează în lumea aceasta. Altfel nici n-ar fi vreo explicație cum de noi avem biruință. Singura explicație este că puterea lui Dumnezeu, net superioară oricăror forțe oculte, lucrează prin biserică. Ea nu poate fi biruită, fiindcă Duhul Sfânt este Cel care oferă un credit, oferă putere și darurile acestea despre care vom vorbi în toată perioada bisericii. Un prim gând despre darurile și felul în care lucrează ele. Ne oprim la Romani, capitolul 12. Și citim de la versetul 4. Pentru a observa că darurile Duhului Sfânt se primesc sau se oferă prin voia și puterea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este Cel care decide, sau Dumnezeu prin Duhul Sfânt, Domnul Iisus Hristos, că este biserica Lui, El ca și cap coordonează lucrurile. Ce daruri în parte și la cine? Și totodată vom vedea în ce măsură, ce putere. Iată ce scrie aici, Roman 12, de la versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Deci, Dumnezeu a stabilit măsura, slujba, chemarea fiecăruia. El este Cel ce cheamă, ce distribuie darurile. Și n-ar fi corect ca nimeni să pretindă altceva, cum într-un alt plan au cerut fiii lui Zebedei și mama lor să stăm unul la dreapta, unul la stânga. Și a spus Domnul Iisus, asta acum a decis Tatăl. Dar gândiți-vă că răsplătirile de acolo au de-a face cu lucrarea de pe pământ. Deci Cel ce a decis ce să lucreze fiecare, a decis în perspectivă și cu ce să fie răsplătit fiecare. Dar să citim în mod concret și din 1 Corinteni 12, unde scrie clar că Duhul Sfânt decide ce dar, ce slujire supranaturală va avea fiecare. Citim de la versetul 8. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credință, prin același Duh. Observați cum face remarca aproape după fiecare, că asta ține de voia și competența Duhului, de distribuția Lui. Altuia darul tămăduirilor, prin același Duh. Altuia puterea să facă minuni, altuia prorocie, altuia deosebirea Duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tâlmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh. Bine, de aici rezultă și ideea unității și alte aspecte. Dar acest prim amănunt despre care am vorbit, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Poate în copilăria noastră ne putem lua îndrăzneala să spunem, Doamne, mie dă-mi darul minunilor. Mi-amintesc de un frate care se ruga, Doamne, dă-mi darul tămăduirilor. El se ruga sincer, bănuiesc, vedea că e lipsă de acest dar. Și Domnul, cred, fiindcă el era sincer, i-a vorbit, bărbatule, tu nu poți să slujești cu acest dar, parcă i-a făcut vreo referire și la viitorul lui. Și acum, uitându-mă, cazul s-a petrecut cu vreo 20 de ani în urmă, n-ar fi fost potrivit ca Dumnezeu să înzestreze pe acel bărbat cu darul respectiv. S-ar putea să vă gândiți la unele situații în care cineva a avut un dar, chiar al tămăduirilor sau un altul dorit. Lui Dumnezeu este scris că nu-i pare rău de darurile date și de chemarea făcută și dacă cineva nu-i credincios, totul se pierde. Dar să reținem ca un prim punct
de înțelegere a felului în care lucrează Duhul Sfânt. El împarte cum vrea, dar nu este nedrept, aș spune. Dumnezeu știe cum să împartă. Dumneavoastră, ca părinți, când împărțiți lucrările la copii, știți cum să le împărțiți? Te uiți la puterea fiecăruia, te uiți la necesități, la nevoi. Ori dacă noi, vorba Mântuitorului, care suntem răi, știm cum să dăm darul, nu numai să dăm, dar Dumnezeu. Și la urma urmei, este stăpân, are drept să facă așa cum vrea. Spunea Adonia cândva în Vechiul Testament, un împărat, capitolul 2, zicea el, știi că împărăția a revenit mie, dar Domnul i-a dat-o fratelui meu Solomon. David se roga la rândul lui și zicea, dintre mulți fii ce mi-a dat Dumnezeu, l-a ales pe Solomon să-l facă rege. Noi poate am fi ales pe altul, ne-am fi uitat la Absalom, că era frumos. Ne-am fi putut înșela ca Samuel în fața fiilor lui Isai. Deci Dumnezeu știe ce face. Și cum zice el, așa rămâne. Degeaba am mai vrea noi într-un fel sau altul să încurcăm lucrurile. Iată un exemplu concret, citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 13. Și cu aceasta ne apropiem de o a doua idee, 13:2. Pe când slujeau Domnului și posteau, ucenicii din Antiohia, Duhul Sfânt a zis, observați cum decide, cum alege, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Și au plecat în prima călătorie misionară și știți rezultatele. Deci, Dumnezeu, Duhul Sfânt, știe ce are de făcut și ce face, face bine. Felul acesta de a lucra nu trebuie să ne arunce într-o expectativă, într-o pasivitate și să spunem, Duhul Sfânt, dacă vrea, dă ceva, mie treaba lui, va să zic. Partea noastră este o deschidere permanentă spre Dumnezeu. Darurile nu se primesc de oamenii care nu vor să lucreze. Și dacă s-ar primi, cum a primit și cel care a căpătat un talent, n-ar lucra cu el. Ar fi prea reținut. În cazul acesta, dacă ați reținut începutul versetului, așa scria, pe când slujeau Domnului și posteau, a zis Duhul Sfânt. Deci noi trebuie să fim dedicați, pentru că darurile se primesc, se observă prin consacrare. E ceva de genul ce a spus Isaia în capitolul 6 al cărții sale, iată-mă, trimite-mă. Sau cum cântăm noi, sunt aici la dispoziția ta. Și Dumnezeu, văzându-ne disponibili, sinceri, va fi grabnic să ne împartă darurile, pentru că Domnul spunea, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrători. Ar fi greșit să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, de ce nu disloci mai multe forțe? De ce n-ai mai mulți trimiși? El ne-ar spune, eu aș trimite, dar pe cine? Și iarăși ajungem la ideea aceasta, iată-mă, trimite-mă. Haideți să citim și din Roman 12, primele două versete, pentru a vedea ce trebuie să facem și cum să-L așteptăm pe Dumnezeu în lucrările sale. Apostolul Pavel, după ce prezintă doctrina mântuirii în Roman până la acest capitol, adică după ce suntem mântuiți, iată ce ni se spune. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, ne-a chemat la comuniune cu El. Ce avem de făcut? Să stăm doar așa înaintea Lui? Să ne implicăm în lucrare, să fim activi. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci înainte de a face o anume slujbă, trebuie să faci slujba consacrării.
să te pui la îndemâna lui Dumnezeu. Și va vedea El la ce ești bun să te folosească și vei vedea și tu și vor vedea și alții. Cum să te aduci ca o jertfă vie? Mai întâi în tinerețe, când ești sănătos, să-ți faci timp pentru Dumnezeu, să te rogi, să fii gata să slujești în biserică sau unde ești trimis, să studiezi. Deci să te pregătești să faci ceea ce ține de tine, să fii ca și o unitate de militari care stau în cazarmă și în fiecare zi se instruiesc, așteaptă ordinele și dacă va sosi vreun ordin din partea comandamentului să pornească într-un front sau altul, într-o activitate oarecare, ei vor fi gata. La apel, când sună trompeta, vor fi în front. Versetul 2 ne aduce lămuriri. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia și să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Lucrarea din biserică nu seamănă cu cea din lume. Deci pentru a înțelege la cine a chemat Dumnezeu, trebuie să pricepem că în slujba sfântă trebuie să fii altfel față de ceva ce se caută în societate. De exemplu, dacă cineva vrea să avanseze în societate, în politică, face o campanie sau și pregătește în vreun fel sau altul oameni în jurul lui, în biserică nu este așa. Spunea Domnul când ucenicii au fost gata să se certe, întrebând care e cel mai mare, între voi nu trebuie să fie așa. Și cel care vrea să fie mare, să fie slujitorul celorlalți. Să fii gata să faci ceva pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui. Doamne, ajută-ne! Faptul că în seara aceasta sunteți aici, la alte slujbe sunteți de asemenea prezenți, este o dovadă că vă puneți la îndemâna lui Dumnezeu. Faptul că sunteți gata să intrați într-o zi de post, să mergeți într-o misiune, să vizitați un bolnav, să citiți din Scriptură, să faceți orice din tot ceea ce se cere și putem, este o dovadă că ne punem la îndemâna lui Dumnezeu. Iată ce scrie și Apostolul Petru, pe linia ideilor deja amintite, în 1 Petru, capitolul 4, versetul 10 și 11. Ca niște buni spravnici a Harului felurit al lui Dumnezeu, lucrează în mod divers, Domnul, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Cu ce are? De exemplu, aici scrie mai sus, fiți primitori de oaspeți. Asta ține darul slujirii. Ai o casă unde poți primi pe cineva, ori de câte ori auzi că sunt musafiri, abonează-te. Ori de câte ori poți să dai o masă cuiva, fă-o repede. E o slujbă. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Atât ne se cere. Cu ce avem, să ne punem la îndemâna Domnului și Domnul să ne primească slujirea. Orice slujire are un început care este mic. Nimeni n-a fost dintr-o dată un mare slujitor. Vorba cuiva, toți oamenii s-au născut mici. Orice dar, orice lucrare trebuie să se dezvolte, să te maturizezi, să te deprinzi cu acea lucrare. Dar asta nu se poate realiza numai prin utilizare permanentă, prin slujire de zi cu zi, evident în măsura repartiției divine. Ceva mai ușor de înțeles. Provocăm pe tinerii aceștia să dea un îndemn, să aibă un cuvânt de predică. La început poate vor avea emoții, nici ce și-au programat nu vor putea să spună, de cum să-i mai ia Domnul în primire, că le prea frică. După ce se obișnuiesc, s-ar putea ca, dacă ei studiază, Domnul să le dea lumină din cuvânt. Apoi,
Domnul este gata în timp ce ei predică să-i inspire, să-i călăuzească în cunoștință, după cum este nevoie în biserică. Și se vor obișnui. Dar toate acestea pe parcurs. Nu se poate dintr-o dată. Haideți să observăm cu câteva citate biblice felul în care ar trebui să se dezvolte darul nostru. Pentru că nu întotdeauna credincioșii, frați sau surori, cu un dar sau altul, sunt gata să lase darurile să fie maximizate prin lucrarea lor. Asta e ceea ce spunea, de exemplu, scriitorul Epistolei către Evrei în capitolul 5, că unii au rămas copii, de mult trebuia să fie învățători. Dar de ce n-au ajuns învățători? Fiindcă n-au frecventat școală. Fiindcă n-au slujit. Amintiți-vă de Vechiul Testament. Un caz, Samuel a fost chemat în timp ce era un preadolescent, probabil. Un adolescent cel mai matur, să admitem. A avut o profeție într-o noapte. Dar scrie mai departe acolo în Samuel, capitolul 3, că Domnul nu înceta să-i se arate. A dobândit experiență. Dumnezeu i-a vorbit, poate într-o măsură tot mai mare, tot mai clară. Până într-acolo, când scrie în capitolul 4 cu 1, chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Toți s-au dat seama că este deja un bărbat care a crescut în slujirea lui. Acum, evident aici că pentru orice credincios, creșterea în slujire trebuie să crească, să fie o paralelă și cu creșterea în maturitate. Altfel, suntem niște handicapați, ne crește numai capul, mâinile și picioarele, nu, de exemplu. Să vezi unul care se pretinde să predice deosebit, să profețească precum cei din Scripturi, trebuie să nu fie pocăit. La ce ajută asta? Încurcă lucrurile, totalmente. De exemplu, să vrea cineva să fie primitor de oaspete, să fie un clevetitor. Mai bine n-ar merge oamenii la el. Dar dacă în timp ce el primește oaspeți, el este un om credincios, plin de evlavie, oaspeții aceia nu doar că se vor odihni, vor fi ajutați și din punct de vedere spiritual, prin comportamentul acelei familii. Să citim, cum spuneam, câteva referințe biblice despre dezvoltarea darului spiritual. Mai întâi, 2 Timotei, capitolul 1, unde Pavel îi scrie acestui tânăr promițător și foarte dăruit. Ceea ce l-a marcat pe Timotei și a fost sesizat de Pavel a fost dăruirea lui. Ca un rob a fost gata să se dedice lucrării. 2 Timotei 1 cu 6. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Dacă are cineva, de exemplu, darul profeției, cum poate să și-l înflăcăreze? Să fie omul care leargă la rugăciune. Sunt și profeții sau descoperiri așa când te rogi 5 minute și dă Domnul vreo lumină. Da, dar totuși astea sunt mai superficiale din cât am văzut eu. Dar dacă sunt oameni care se rogă cu orele și descoperirile vor fi pe măsură, pe măsura dedicării lor, sau să citim cele scrise în 1 Corinteni, capitolul 14, unde se vorbește în mod expre despre daruri. Să citim de la versetul 1. Urmăriți dragostea. Ce spuneam până acum, nu doar darurile se dezvolte, și spiritualitatea, neprihănirea. Umblați și după darurile duhovnicești, deci să fie dorite, dar mai ales să prorociți, adică să fie utilitate, vom reveni. Și versetul 12. Tot așa și voi, fiindcă râfniți după darurile duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug. Deci într-o măsură din ce în ce mai mare, în vederea zidirii sufletești a bisericii. Dar vă rog să rețineți aici, accentul cade pe colectivitatea fraților. Nu cineva în mod individual să ceară, Doamne, dă-mi mie darul cu tare sau un altul. Doamne, lasă în biserică darurile tale, după cum voiește Duhul pe care vrea să-l aleagă,
pe aceea lasă la leac. Doar el știe mai bine ca și noi. Dacă ar fi darurile în competența noastră ca niște cupoane, ne-am face o ședință și am spune, uite, împărțim pe sora, pe sora, o facem slujitoare, pe frate îl facem așa și așa, și în urmă am vedea că n-a ieșit bine. Numai Domnul știe cum este mai bine să se fac. Vreau să trecem mai departe, dar să rămână foarte clară ideea aceasta. Nu-i suficient să primim un dar, să știm la ce suntem chemați. E foarte important să se dezvolte acel dar. Dar pentru asta trebuie timp, trebuie pasiune, dedicare. Altfel, rămânem cu măsuri mici și cu darul care poate se pierde. O situație când unii au avut în tinerețe câte o descoperire, alții au predicat, au slujit și au apucat cu problemele vieții. N-am avut nici vedenii, n-am avut nici cuvânt în predică, n-am avut timp nici să slujească și darul lor a rămas o amintire într-un ștergar, o dovadă pentru judecata ce le va fi nefavorabilă. Mă întreb în modul cel mai solemn și fiecare să-și dea răspuns lui, aveți vreun dar care momentan nu lucrați cu el? Este vreo altă nefolosită? Este un păcat când lucrarea Domnului are atât de mare nevoie de fiecare dintre noi. Haideți să punem mâna pe mistrie sau pe sabie, pe trâmbiță sau pe orice altă lucrare ce ne-a fost dată, să ne rededicăm Domnului. Și Domnul să dezvolte darurile în toți lucrătorii din biserică. Să fim niște lucrători maturi, care pot să presteze orice muncă la capacitatea la care i-a destinat Dumnezeu. Nu ți se cere mai mult. Atât. Măsura ce ți-a fost dată. Vreau să amintesc acum că darurile funcționează după anumite principii. În Scriptură avem câteva reguli sau rânduieli. Scopul darurilor, și asta are de-a face cu principiile, cu regulile, este zidirea bisericii. Domnul nu dă daruri doar pentru spectacol, doar pentru ca să avem noi activitate să nu ne plictisim în biserică. De aceea e păcat să nu îți folosești darul. Spunea Pavel, vai de mine dacă nu găsesc Evanghelia. Cum să nu fie vai? Că datorită inactivității sale la alții n-ajunge mântuirea. Cum să nu fie greșeală pentru acel care nu slujește? Când oamenii rămân, poate să moară de foame, că cineva nu-și activează darul dărniciei. Scopul tuturor darurilor este zidirea biserici. Deci este nevoie de ele. Darurile din biserică nu sunt doar așa ca și talentele în sport. Să câștigăm ceva, să distrăm pe altcineva, să ne ocupăm timpul. Nu sunt un hobby. Sunt necesare. Este o slujbă. Pentru că înainte de a fi, de exemplu, mecanic, de a fi profesor, de știu eu ce disciplină, trebuie să știi ce dar spiritual ai. Că dacă n-ar mai fi mecanici, s-ar defecta mașini. Dacă n-ar mai fi dascăl, n-ar mai învăța copiii. Dar dacă nu mai sunt daruri în biserică, rămânem toți fără viață. Darurile întrețin și dezvoltă viața bisericii. Iată ce este scris tot în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 12, partea a doua, expresie ce am mai citit-o. Să le aveți din belșug, și iată scopul, în vederea zidirii sufletești a bisericii. Versetul 5, partea finală.
pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Făcând aici o comparație cu zidirea, toate darurile din biserică sunt precum a avea mai multe echipe sau o echipă cu tot felul de muncitori specializați, unii sapă fundația, alții vin ca zidari, ceilalți în alții pereți, un acoperiș, partea electrică, partea termică, fiecare, tâmplare. Și în final, în urma operării tuturor, casa este zidită. Așa este și în plan spiritual. Dar toate sunt cu rânduială. De exemplu, ce s-ar întâmpla dacă înainte de a se pune acoperișul, ar veni cei de la partea electrică să spune: nu, noi acum băgăm instalația în toți pereții. Dar stați că nu este asta ordinea lucrării. Imediat ce s-a turnat jos fundația, să vină cei care pun gresia să spună: pe noi nu ne mai interesează dacă lucrați voi la acoperiș sau nu, noi acum punem gresia. Ce s-ar întâmpla acolo? Toate au o ordine. Trebuie să aștepte unii după alții. Poate cei care aveți casă în construcție, știți, uite, o echipă ar vrea să vină, dar nu sunt gata ceilalți. Și aici, în capitolul acesta, scrie despre o ordine, despre o rânduială. Iată, de exemplu, vă citesc versetul 26. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la o altă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tâlmăcire, toate să se facă cu scopul ce l-am amintit, zidirea sufletească. Adică oamenii să fie informați, să fie dezvoltați, să se maturizeze. Dar toate, cum se încheie capitolul versetul 40, să se facă în chip cuvincios, deci într-un mod armonios, respectabil și cu rânduială. Să ne dea Domnul harul așa să lucrăm. În acord unii cu ceilalți, nu în ceartă. Fugiți voi că acum trebuie să lucrăm noi. Toți împreună. Iată cum acest adevăr al creșterii spirituale este prezentat în Epistola către Efeseni, la capitolul 4, într-un mod foarte clar. De la pagina 1147 citim de la versetul 11. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Cu ce scop? Pentru desăvârșirea sfinților. În vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos. Deci prin aceștia se pregătesc alții, ca și ei la rândul lor, să lucreze pentru ceilalți. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de o mare, la înălțimea saturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Și iată cât de armonios se lucrează. Din El tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare închetură, adică prin aportul fiecărui membru, își primește creșterea. Potrivit cu lucrarea fiecărei părți, în măsura ei, numai ce ți s-a dat, ți se cere. Și se zidește în dragoste. Oare vom fi noi o biserică matură? Cei din Corint beneficiau de harul de a avea multe daruri în biserică. Pentru că apostolul Pavel a avut menirea din partea Domnului pe unde mergea, se ruga pentru oameni, să primească Duhul Sfânt, să profețească, să aibă loc alte lucrări supranaturale. Și tare ar fi vrut el să-i vadă crescuți odată. În același timp, X se complicau cu certuri de la probleme materiale. Aveau între ei dezbinări, că unul îi plăcea mai mult de unul, altuia de altul. Și toate astea au făcut să stagneze lucrarea Domnului în Corint. Pavel se aștepta ca după câte investiții s-a făcut acolo, ei să fie mai pocăiți, mai maturi. Mă întreb, oare în biserica noastră nu s-ar aștepta Domnul să fim mai mari puțin?
mai dezvoltați? Mă amintesc de un mesaj ce îi spunea domnul unui dintre lucrători: am așteptat mai mult de la tine. Oare de la câți dintre noi aștepta mai mult și n-a putut să se folosească de noi? Doamne, ajută-ne să ne dedicăm lucrării tale. Este nevoie. Și spunea zilele trecute că în ultimii 10 ani în biserica noastră s-au botezat aproximativ 550 de suflete. Oare ce maturitate au aceștia? Oare câți dintre ei au fost înzestrați cu darurile Duhului Sfânt? Câți lucrează în mod real? Cât sunt activi? Ce frumos ar fi în biserică, cum spunea Moise, de exemplu, să dea Domnul tot poporul să fie alcătuit din profeți, să fie învățători pe care să-i trimitem în toate direcțiile, oameni de slujire încât să rezolvăm toate problemele sociale ce ni se ivesc, oameni care se roagă nu numai pentru zona noastră, pentru marginile pământului. Sunt atâtea activități de făcut, foarte mult, de toate necesare. În studiile viitoare ne vom opri pe rând la darurile Duhului Sfânt pentru a le vedea spectrul de activitate și a ne găsi și noi locul. Să nu fim superficiali, uneori să se creadă că sunt doar două daruri, unul de predică sau de cântare, de scenă publică, și altul ascuns, de rugăciune. Sunt diverse daruri. De exemplu, darul îndemnării, un dar de valoare deosebit. Eu nu știu dacă predic la 100 de oameni pe câți am încurajat, dar dumneata, dacă discuți într-o zi numai cu câte un om, într-o săptămână ai pus 7 oameni pe picioare. Cum ne spunea recent acel frate din Chicago, că atunci după ce s-a dăruit Domnului, în fiecare zi vizita cel puțin un bolnav. Și când era mai liber în weekend, 2 pe zi. Mare activitate, deosebit. Poate cu slujire dublă. Îi ducea ceva să mănânce sau îi dădea un ban, îl încuraja. O lucrare importantă. Toate sunt importante. Poate, de exemplu, dacă avem o mașină defectă, ni se pare nouă că cei mai deosebiți sunt cei care se primesc la pricep la problemele computerizate. Tot dacă ai o pană, ai nevoie de o vulcanizare, nu? Asta nu se rezolvă la computer. Trebuie cineva să dea roata jos și să o rezolve. De toate și de toți e nevoie. Domnul nu a împărțit ceva cuiva și de el să nu fie nevoie. M-am uitat în biserică, de exemplu, un ușier dacă lipsește. Unul din frații care se ocupă cu banii, cu numărare, cu împărțire. Toate sunt importante. Imaginați-vă numai că toți venim la biserică și nu găsim pasnicul să ne deschidă poarta. Sărim peste gardă. Ma unele slujbe ni se par așa banale și lipsite de relevanță. Tot e frumos dacă faci cu gust, ca pentru Domnul, ca pentru frații cu care vei moșteni împărăția. În ce privește slujirea prin daruri, aici în 1 Corinteni, capitolul 14, avem două aspecte, cel puțin astea le-am sesizat acum pentru noi. Citind primele versete, se observă o confruntare între cineva care ar putea să vorbească în alte limbi și un altul care poate să prorocească. Pavel îi dă dreptatea, spune, celui care prorocește. Și iată cum scrie el de la versetul 4. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește sufletește biserica. Deci iată o ordine valorică, aș spune, a rezultatelor slujirii, că Dumnezeu știe cum răsplătește.
Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar observați cum cade accentul prioritar, dar mai ales să prorociți. Și el se explică. Cine prorocește este mai mare decât cel ce vorbește în alte limbi. Afară numai dacă tâlmăcește aceste limbi și atunci s-ar echilibra utilitatea și valoarea, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Dar este normal să primeze darul care are o capacitate mai mare. De exemplu, dacă aveți într-un atelier două mașini, una care realizează 10 piese pe minut și una care realizează 2 piese pe minut, dumneavoastră cu care lucrați? Păi cu cea care realizează mai mult, nu? De exemplu, dacă un predicator într-o jumătate de oră poate să dezbată o temă, să o dezvolte și să fie clară pentru biserică, este mai recomandabil să-l pui pe el decât să pui pe un altul care nu poate să dezbată tema aceea și poate de-abia prinde o idee. Cum a zis cineva, mi-a plăcut comparația, după ce a terminat de predicat, a zis: vă rog să mă scuzați, eu am cheltuit mai multă vreme, că eu sunt ca și un meseriaș care nu se pricepe bine. Un altul termina lucrul meu în 10 minute, de-aia am făcut pe el un ceas. Că nu mă pricep, nu sunt așa îndemânos. Păi normal că atunci și noi am angajat pe cel care poate să termine de calitate și să termine mai repede, nu? La fel am putea spune despre toate celelalte daruri. Primează înțelepciunea, este trecută prima pe listă. Nimeni dacă are posibilitatea să deplaseze cu mijloc de transport mai rapid, nu va merge cu cel care are o viteză mult mai redusă. Dar, dacă așa stau lucrurile, nu vreau să cădem într-o extremă greșită și să spună cineva, înseamnă că cei mai capabili, deși nu-i vorba de capacitatea lor, e vorba de ce le-a dat Dumnezeu. Zicea Pavel, eu am pudat, altul a sădit, sau invers, și Dumnezeu a făcut să crească. Deci nu cineva este el ceva, dar este dat mai mult. Am putea spune că nu tu ești mașina, tu ești pus să lucrezi pe mașina aceea care face mai multe piese, dar un altul te-a pus, altul ai mașina, doar lucrezi acolo. Dar, repet, n-aș vrea să se cadă în extrema de înțelegere greșită că cei mai dotați trebuie să slujească și ceilalți asistă. Este una din greșelile bisericii de-a lungul istoriei. Unii au devenit slujitori, clerici, și alții, că nu sunt calificați, au rămas laici, unii pe scenă și ceilalți în sală. Cea mai mare ispravă care fac cei de jos comentează, evaluează, aduc puțină critică și dacă vor mai și împlinesc. Nu, biserica Domnului este formată în întregime de slujitori. Acum poate este unul mai capabil, dar dacă ne luptăm să se formeze toți, îl va întrece un altul în curând. Se vor forma și alții. Apoi mai există un principiu al dragostei, al slujirii cu măsură, a da întâietate și altuia. Când, de exemplu, fratele Nicolae poate să-i explice bine cuvântul, dar nu o să slujească tot fratele Nicolae, pune și pe fratele Ion să se obișnuiască și el. Și fratele Nicolae se va limita și va da loc și fratele Ion. Diferența va fi că, să zic, fratele Nicolae predică 40 de minute și pe fratele Ion îl punem, să zicem, numai 15 minute. Sau, știu eu, corul bisericii îl punem cu 3 cântări, un altul care are râvnă și iresc în devenire sau un grup, îl punem numai cu o cântare. Iată ce spune și despre profeți. Citesc tot din capitolul 14, de la versetul 27. După ce spune în 26 că trebuie și să fie unul care are o cântare și cel cu învățătura, dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte 2 sau 3, fiecare la rând. Așa în râvna noastră spunem la frate, lasă-mi să dezvolte mie darul. Nu-i ajunge programul până la 12. Stai, la rând, să vină și altul.
Dacă nu este cine stâlmăcească, deci dacă nu, darul nu este întreg, nu e complementar, să-și vorbească numai lui Dumnezeu. Deci 29, cât despre proroci, să vorbească doi sau trei, vedeți, nu numai unul. El e mai competent. Dumnezeu descoperă și la altul. În vremea răpirii lui Ilie la cer, Domnul a descoperit numai lui Elisei, descoperise încă la 50 de fii ai prorocilor. Dar n-aveau ei talia lui Elisei. Și îi lasă judece. Și dacă este făcut o descoperire unuia care șa de jos cel din tâi, să tacă, sau cum spunem noi, să găsească amenul la vreme, să dea loc și la altul. Așa e frumos. Să dai întâietate a altuia. Dacă aceste două aspecte le împletim, înțelepciunea și dragoste, noi vom calcula fiecare ce poate și îi vom pune să slujească și pe unul și pe altul în măsura timpului, cum se spune uneori, a capacității, fiecare să slujească cu dragoste, cu dăruire. Nimeni nu are voie să se supere. De exemplu, trimite cineva un bilet care o cântare. Frate, nu m-a pus. Și eu primisem o predică în minte, nici pe mine nu m-a pus, că a predicat altul atunci. Să mă supăr și eu că am primit o descoperire. O voi spune la urmă dacă am primit o descoperire și nu mi s-a dat ocazia într-un fel sau altul. Știu când au venit musafiri, s-au aborat mai mult să-i primească în gazdă. N-am putut să le dăm musafiri la toți. Le mai spun eu la câte unii, fii liniștit, l-ai pus pe Isaac pe altar, poți să ți le iei înapoi, slujirea e pontată. Dar nu l-ai sacrificat încă. Deci slujim toți. Iată, tot în ideea aceasta, ce este scris în capitolul 13, dragostea de fapt este cea care reglează slujirea noastră. De aceea Pavel a introdus în modul cel mai înțelept aceste cuvinte aici, după darul și utilizarea lor. Dacă ai darul, dar nu le utilizezi pe baza dragostei, nu iese nimic acolo. De la versetul 1 sunt prezentate câteva potențiale daruri. Nu spune că e așa, ci spune dacă ar fi așa. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, să-l auzim pe unul, să zicem ce poliglot, cum știe să vorbească ăsta în toate limbile. Și n-aș avea dragoste? Poate un altul de lângă mine, poate și el în rugăciunea lui particulară, două cuvinte în altă limbă. Și eu să zic, bietul de el nu știe, zice, numai mamă și tată. Slavă Domnului, fiu și el. Sau scrie mai departe, chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele, nu doar așa să mă rog, Doamne, ce vrei să faci în biserica asta, dacă vrei să dai o lumină? Eu să știu planul lui Dumnezeu pentru toate bisericile. Și toată știința, să pot să studiez din toate domeniile, să fiu tare în Apocalipsa. Sau să am credință încât se producă minunile dorite sau râvnite cel puțin. Și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Deci iată cum dragostea face pe cei mai înzestrați să se ocupe de cei mai mici, ca în familie. Dar copilul tău nu știe să vorbească, o să-i dai peste gură. Spui, păi lasă-mă mine să vorbesc, eu am facultate de litere, nu? Tu să vorbești când știi ca mine. Așa nu o să mai înveți să vorbească în veac. Dar copilul tău ia și el un ciocan acolo să bată și el două cuie, de care unul trebuie să-l scoți tu înapoi cu creștere, cum l-a bătut bine. Dar nu-l lași pe el să se inițieze. Atunci, când se va învăța și el să fie meseriaș? Ai, nu vei lăsa tot ziua pe el cu ciocanul, că nu mai termin treaba, nu? De-l dai și lui de două ori, să dea și el, și mâine o să-l dai de trei ori. Și o să-i se dezvolte capacitatea, sau surorile în familie. Nu pot lăsa fata 10 ani să facă ea mâncarea, să mâncăm de amiază de seară. Dar măcar ceva poate și ea acolo din ingrediente să le pregătească. Deci fiecare după capacitatea lui, dar în dragoste. Și atunci totul va fi bine. E nevoie și de unul și de altul și te bucuri de ei cum cresc. Îi vezi cum fiecare capătă valoare. Dacă nu-i dragoste, atunci te superă ăsta. Uite, e capacitat la următoarele alegeri, s-ar putea să mă devanseze. Slavă Domnului! A zis Ioan Botezătorul, el să crească și eu să mă micșorez. Deci lucrul stabilit e Dumnezeu. Noi slujim o vreme, între timp trebuie să crească alții sau și pe lângă noi, în cap alții. Când e vorba de sluj,
de muncă, e nevoie de cât mai mulți muncitori, nu? Dacă te duci singur la prăjit de porumb, ce zici? Să nu mai prind pe unul pe aici. Dar zici să vină 10, numai să termin. Dar dacă faci pe șeful atunci, îi spune, asta eu comand. E nevoie de slujire cu dăruire. Doamne, dă-ne priceperea aceasta. Și un ultim aspect legat de dar, extras din 1 Corinteni, capitolul 12, există ispita printre noi. Poate la pentecostali într-un fel, la baptiști într-altul, la alte denominații altfel, să apreciem anumite daruri, anumite valori, să dezapreciem pe altele sau chiar să nu le acceptăm. Iată cum prezintă Pavel această imagine în raport cu trupul uman. Citesc din 1 Corinteni 12, de la versetul 14. Astfel, trupul nu este un singur mădular. Să cred că activitatea bisericii în atât constă, în predică. Nu să spuneți amin la gata și să împliniți, gata. Nu poți împlini numai cu o predică. Ai nevoie de îndemnuri, de rugăciune, de multe slujiri. Dacă piciorul ar zice, aici este un mod de autoexcludere, unii se cred dezavantajați. Și s-o cotesc, eu ce să fac? Eu? Eu n-am darul, frate, alte surori, știu, sunt înzestrate de Domnul. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Ce folos? Mă avem în locul urechilor încă doi ochi, vedem și lateral și să n-auzim deloc. La ce ajută asta? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar Dumnezeu a pus mădurarele în trup pe fiecare așa cum a voit El, cum aminteam de la început. Dar dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Deci nimeni să nu spună, eu n-am un dar important. Eu sunt numai degetul cel mic. Ce bine că nu-s patru. Și ești și tu acolo. Și-s cinci la locul lor. Ar fi rândul de completat la cor. Și nu s-ar auzi vocea întreagă. Alții, în schimb, îi resping pe ceilalți. Versetul 21, ochiul nu poate zice mâine, n-am trebuință de voi, de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi, dar cum vrei să te deplasezi de-a rostogolul? Ai nevoie. Ne-ar spune niște predicatori, nu mai avem nevoie de alții care nu știu să predice. Și poate că Domnul o să lucreze în așa fel, vouă să nu vă dea mașină. Și o să nu fie bun, și o să dea mașină la altul, care e chemat să fie șofer. Și în timp ce cei care predică poate sunt obosiți pe mașină, el le vorbește așa. Și Domnul îi zidește pe ei. Poate când vin dintr-o misiune, obosiți, un frate avea un slujitor care tot timpul mergea cu el, purta cu mașina într-o parte, într-altă, și făcea observații. Și la un moment dat, fratele de slujbă a fost deranjat și a zis, băi, ești după mine ca un câine. Tot timpul a trecut, acolo n-am făcut bine, iar mai sesizat, cu vremea fratele acela a murit. Și apoi fratele slujitor a făcut câteva greșeli și el și-a amintit și a zis, băi, câine ai fost, dar bun ai fost. Avea rolul lui. N-a fost un câine, chiar dacă lătra sau cânta ca un cocoș. Își făcea slujirea, ce îi plăcea lui și era dat să fac. Deci să ne acceptăm cu dragoste unii pe alții. Avem tare multă nevoie unii de alții. Foarte multă nevoie. De aceea slujim în favoarea celorlalți și noi avem nevoie de ei, precum în trup. Ce bine este că avem toate aceste organe și sunt la locul lor. Domnul să ne dea harul să slujim cu toată inima. Și un ultim aspect, ca să încheiem tot ce ține de generalități și apoi să intrăm la daruri. A spune că ultima operație care trebuie să facă Duhul Sfânt în procesul de mântuire este transformarea de la înviere sau de la răpire. E ultima operație care o face Duhul Sfânt, tot cu El vom fi mai departe. Dar atunci e finalizat procesul mântuirii. Și vă rog să rețineți ce frumos se leagă. Duhul Sfânt ne-a transformat și chiar dacă suntem morți, ne va învia, așa cum vă citesc din Romani, capitolul 8.
Versetul 11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, că Duhul a înviat pe Domnul Iisus, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va lua via și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așa cum am citat în lecție trecută din Ezechiel 37, că a intrat Duhul în ele și au înviat în acele oase, așa Duhul va reconstitui ființele noastre. E opera Lui. Iată ce scrie tot în Romani 8, mai departe, citesc de la versetul 23. Și o va continua, și o va completa. Și nu numai ea, adică natura, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Duhul Sfânt va face asta. Vom purta noi trupuri. Așa cum este scris în mod detailat în 1 Corinteni 15. Duhul Sfânt locuiește acum într-un trup de ocare. E un bătrân, o bătrânică consumată de vreme, dar poate e plin sau plină de Duhul Sfânt. Este ca o sămânță pusă în pământ zbârcită și uscată de vreme. Și va fi un germene minunat în ziua învierii. Atunci Duhul Sfânt care a lucrat prin noi, aș putea spune, va da dovada și răsplătirilor pentru tot ce am făcut. Atunci te vei bucura dacă ai făcut ceva pentru Domnul. Spunea Domnul Matei 10, un pahar de apă nu rămâne răsplătit. Dar câte sticle de suc ai cărat pe la frații bolnavi sau când au venit alții în misiune și le-ai servit cu drag. Tot Duhul Sfânt și tot în vremea aceea evită trecerea noastră pe la judecată, că ne-a judecat acum. Și omul duhovnicesc nu mai poate fi judecat. Eu nu mai dau detalii, avem 1 Corinteni 2:15, omul duhovnicesc poate să judece totul. Duhul lui Dumnezeu pătrunde toate. Vom participa activ la înviere și nu vom fi judecați. Toate lucrările Duhului Sfânt în viața credinciosului sunt minunate, nașterea din nou. Face un om nou efectiv, o nouă gândire, o nouă viață. Te umple, lasă daruri și te minunezi cum lucrează, e opera Lui. Dar opera finală va fi când ne va învia și ne va da o nouă făptură. Vom trece pe lângă judecată, vom intra direct în glorie și ne vom alege cu cununa. Merită să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt, să rugăm pe Dumnezeu să-L lase din plin în biserică, ca lucrarea să fie făcută după tiparele lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul.